fiecare. Deci, aș vrea să spui, acum sincer, intențiile tale față de Ionuț lui Ionuț. Dar i-am spus și în grădină, nu? Dar așa mai să auzim și noi, că noi nu ne-am prins. Dar i-am spus în grădină că... Dar eu nu pot să, eu nu pot să accept asta. Vrei să spui la ureche? Hai zi! Da. Ok. Hai zi. Hai la tati scump. Stai, așteaptă. N-am zis? Să-mi controlez. Deci, am văzut astăzi pe conexiune că Aisa spunea că o fată regretă că nu te-a cunoscut mai mult. Mai mult te regret. Ok, și m-am gândit să nu regret și eu că nu l-am cunoscut când de ajuns pe Ionuț. Și aș vrea să-l cunosc mai mult. În ce sens? Înspre... O relație sau? Cunoaștere? Cunoaștere înspre relație. Tu pe bune vorbești? Da. Dar de ce râzi? Băi, e unul care crede aici? Stai așa puțin, Bianca, când a venit aici a spus că s-a jucat până mai devreme dincolo în casa fetelor. Patricia a venit ocupat pe Laurentiu. E joc, vai, Cristina. Dar ce, ai vrut să fie pe bune? Da, chiar. Dar crede-mă, ai văzut? E joc. Ascultă-mă, când am vorbit cu ea în grădină acolo, nu știam cum să îi vorbesc să mă supăr pe fată, gen. Ai că tu ai mai crezut. Nu, dar am zis, bă, să nu-i zici ceva iurea sau ceva, să nu se supere pe mine. Dar m-a crezut un pic. Tu faci de asta? Am avut noi care te credeam fată serioasă. Ha, eu sunt. Cum? Noi te credeam fată serioasă. Vreau păi sună, am jucat de pe toată fața în afară de gură. Mamă! Bă, Bianca, pe gură de ce nu dai în viața asta? În urechi el. Gata. Pe barbă. Exagerezi, Bianca, eu știu că ești nepupată, dar... Mușcă de buză. Așa. Deci eu nu, ai înțeles că a fost o provocare. Ce? Ai înțeles că a fost o provocare. Dar Laurentiu... Cine e următorul? Laurentiu, vrei să fii tu? Păi eu stai, eu îmi dau și o provocare. Ba da, dai și... Eu o provocare, a trebuit o provocare. Stai că e rândul. Păi nu e rândul, ascultă-mă, tu ai dat toată lumea. Ascultă-mă puțin, Bianca, eu, păi tu mi-ai dat mie, eu vreau să dau ție înapoi. Nu mi-a dat nimeni altcineva de aici, nu? Da. Te provoc să-l văd pe Laurentiu pe toată fața. Ce? Ridicat așa, eu cred. Da, uite cum face cu piciorul, nu vreau. Ba, nu, vreau. Nu există, nu există. Păi stai, de ce eu am zis provocare? Da, ai zis provocare. Ai zis provocare, toți suntem martori, 1, 2, 3, 4, 5. N-ai zis o provocare? Da. Oamenii de... A zis provocare, Bianca. Când ajunge pe televizor, atunci o să... Nu vreau, nu, mă stăvă de 5, aici eu... Am de provocări nici. Dar doamne, Laurentiu! Eu simt că eu nu-ți vrea să amestece pupicii lui cu fața lui Laurentiu. Haide, haide, sunt gata. Dar vină mai în față să nu mă plec eu, că sfat. E ok? Da, hai, închide ochii. Bă, dacă vine... Stai cu minte, bea și bagă. Dar ce e Cristina aici? Nu, te pup eu, te pup. Putea provocări. Mai este vreun... Pe nas, pe nas, pe nas. Da, e mâna. Sus, Raven, sus. Nu, stați, nu faceți de nas. A luat un pic de buza aia de jos. Ce? Da. A luat un pic pe aia. Eu așa am văzut. Bine, haide, next. A fost ceva special, sincer. Am simțit atâtea emoții, Doamne ferește, în viața mea. Îți dai seama dacă te pupi cu gură. Dar tu ce-i femeie? Că ai nisip în pantof, așa mi se pare. Are. Nu? Da. Dar doar cu Laurentiu oare sau așa, în general? În general pare că are ceva. În general supărată pe lume. Acum ești măcar rost dispusă? Pe oameni, da. Nu mai suporți oameni? Ok. Vrei să zic eu de ce? Da. Vă pot da eu o explicație. Zi. Bine, și vă spun și... că ești îndrăgostită de Ionut. Nu sunt. Și pe conexiune mie mi se pare cumva că Larisa a spus că ea intervine peste ea, dar nu e chiar așa. Într-adevăr, ea pornește de subiecte doar ca să vă facă pe voi să comunicați mai mult, dar nu ca să vă întrerupă sau să se bage peste voi. Da. Du-te tu la asta. Dar s-a lămurit oricum asta. Și probabil de asta ai fost mai tăcută. Da, mă, de asta e supărat. Nu e supărat. Pe oamenii o judecă acasă că ei să băgăcioară. Da, că se bagă peste tot. Și noi, păi, dar bineînțeles, pentru că noi suntem mai vechi și noi vrem aici să facem content, să aibă oamenii la ce să uite. Și noi nu mai vrem să mai facem atâta content, să ne mai băgăm noi peste tot, să vorbiți și voi restul, să faceți asta, pentru că noi am supărat să ne luăm capace în cap de la oameni. Tocmai și când cineva încearcă să facă o discuție, ei se pune în cap cum că, vai, că te-ai băgat peste mine. Auzi, anunțul și pentru săptămâna viitoare. Să mai ridicăm atmosfera. Bine, hai, cine zicea? Dă și la alții. Ca să-ți dea și el. Bine. Nu, păi dați voi ei. Da, de toți mie? Ca Ionut, dărați la Patrick, George, Radu. Adevăr sau provocare, Cristina? Provocare. Provocare? Te provoc să faci același lucru cu Radu. Dar ai zis că nu mai asociezi. Cum a făcut Bianca. Da, sincer, trebuie să faci asta de nu o să zică toți că eu sunt ușoară. Adică ce vrei să spui, că eu nu ți-e ușoară? Accept sau nu? Că dacă nu mă fac. Eu nu, ești bărbat ușor. Da, nu-i problemă. Câte kilograme? 74. Aș fi spus că ești chiar ușor. Dar nu pe gură au spus. Și pe bărbie, pe bărbie. Pe bărbie. Să nu mă pucă, dacă mă pupiți, dau o palmă aici. Ține gură. Ce faci? Hai mă, lasă să te pupe. Dă-i pace, poate e ultima oară. Nu te mai pup. Haide. De ce te un pic nu schimbe nimica. În amintirea vremurilor bune. Arată-te, rog, unghia la degetul. Până la dreaptă. Ia că scârșit. Sunt curios. Mai nu. Vezi, dacă... Nu, seamănă. Am așa un dublu pe pate. Nu, am talentul pe... Cam după poze. Și la cum este așa mai lungăreț. Și nu mai pot eu. Ia arată-i pate, că nu te sustenează. Bă, tine nu cu astea. Nu, fac eu zi. N-ai cum așa ceva. Nu. Tu nu poți zice nimica. Păi ce să zic? Hai, Radu, le-a adevărat sau provocare? Azi va intra un băiat sau doi? Nu, un băiat. Nu mai exagera, Robert. Da, ce că nu mai interesează. Sau poate noi acum ne facem așteptări. Și dacă intră pentru tine, ce facem? Oricum eu nu... Faci poză cu el? Haideți să manifestăm. Hai, dar mi-aștept să intră. Hai să-l luăm pe Zeni. Eu nu dau înapoi. Eu l-am pupat pe Zeni. Eu mai puțin. Să mai pupăm o dată. Uite, Zeni, te rog, adună un băiat la masă, când era și Radu. Care să știe ce vrea. Ți-am zis că... Să fii disponibil. Noi aici suntem aduși unul pentru altul. Cu o cămașă albă. Nu, alb cu negru. Am zis, nu vine nimeni pentru tine. Da. Te-ai șticat. Da, că deci, Patricia, dacă se întâmplă chestia asta, tu pe cum emoții. Ce aminte, da. Am văzut și aseară secvența. Eram pe scaun, la masă acolo. Da, eram la masă. Te erai pe scaunul ăsta primul și eram pe al doilea. Da, el era așa ofticat și zic, să vezi că nu vine nimeni pentru tine. Noi suntem făcuți unul pentru altul și el. Da. Nu cred că o să aibă tricou negru, blugi albaștri. Am acum descrie cu ce se îmbracă și vine... Nu, știi că poate intră și o să fie exact așa. E blond cu ochii albaștri. Eu bănui că ea știe ceva atunci. E blond cu ochii albaștri și mic din înălțime. E blond și cu ochii albaștri și mic din înălțime. Exact cum nu-ți place ție. Exact. Eu cred că o să fie brunet. Cu ochi căpui înalt. Cu barbă. Nu, asta nu o mai văd. Văd doar cămașa că o să fie albă. Și are ceva scris aici. Nu, cămașa albă. Hai, tu vrei să-i duci? Adică... Și îl zici, după aia vine îmbrăcat în mare. Training. Training, exact. Cu părul lung, cu chitara mână și lațul la fugă. Să vedeți. Oricum, stilul ți-l... Dar pentru cine credeți că va intra? Pentru... Iubire. Și care iubire? Pentru Mihaela o să intre. Dacă intră pentru băieți, eu plec. Nu, dar vă întreb, pentru care credeți că va fi topul lui 3? Mihaela, 1. A, de ce Mihaela? Mihaela, 2. Mihaela, 3. Așa trebuie să fie, ia zi. De ce? Nu știu, Mihaela, Bianca și Lorena. Bianca? Bianca și Lorena. Dar poate o să vii și... Am uitat ce top. Așa diferite, adică ceva... Uite, eu cred că intră pentru tine, da? Și numai pentru mine. Nu. Pentru... Lorena și pentru Ambra. Vine. Sau cred că intră doar pentru tine. Acum vine. Aude ceva. Cal. Nu vine când sunt eu aici. Da. Și dacă ar intra pentru Mihaela, Robert? Păi, ce curios sunt eu, ochi și urechi, ce să fac? Normal, trebuie să aibă încredere că... Și alege să facă dansul fi cu ea. Eu am multă încredere în mine și după aia am și în ea, ce mi-a demonstrat până acum, că pot să am. Dar dacă alege altceva, înseamnă că pierde mult. Da? Da. Cum ar fi să-ți fac o schemă? Hai să zice scheme să fac eu după aia. Mă ne sară din schemă. Fii atent, ai grijă. Te joci de pe barcă, Robert. Da. Răzbunarea anului. Nu răzbunarea. A, da? Ești răzbunătoare, Miha. Nu te gândi că poate fac să te îndrăgostești de mine și îți dau eu acum pas. Nu mi-e frică. Nu? Nu. Tu pierzi. Nu mi-e frică de bau. Că dacă îmi dai pas, după aia îți dau eu pas și după aia ai pierdut tu. Dar nu ți-ar fi tătuna. Păi, nu știu asta, vom vedea. Hai, încearcă-mă. Vrei să încerci? Nu, vrei să încerci? Nu, o lua ca pe o amenințare, Robert. Am zis doar. Ca pe o avertizare. Așa, ca fapt divers, te gândești. Dacă ești o opțiune pentru cineva, mai degrabă îți îndreptați spre altcineva. Exact, că sunt o opțiune, mai bine... Dar tu n-ai fost niciodată opțiune, dar tu... Mulțumesc, nici tu. Nu știu ce să zic. Mai vrei un date să te conving? Așa. Deci mai vrei un date, asta, tu asta vrei să cauți. Ca să te fii convinsă. Vreau, mama, că vreau. Ok. Perfect. Și fetelor, voi? Cine își dorește un date, cine își dorește... Sau așteptați băiatul și după vorbind? Cu cine, Robert? În momentul de față cu niciunul nu vă vede. Propune tu un date, așa după capul tău. Cu ei dau un date. Cu cine ne vedea pe și formeze ceva după. Nu, dar tu stai cu băieții și... Gândește-te! Doar așa o presupunere. Indiferent de ce zic, acum, știi cum? Deci care... Ia de undeva. Ba nu, Robert. Stai un pic și gândește-te. În funcție de fapt, de... Voi vreți să vedeți dacă eu știu vreo informație la băieți, cine vrea cu cine. Noi vrem să vedem cum ai vedea tu.